Așa cum stăm înaintea lui Dumnezeu, plecăm capul și cu toții ne rugăm rugăciunea pe care Iisus Hristos și-a învățat ucenicii. Și când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Așa cum stăm, continuăm să ne rugăm prin fratele Oniță. Doamne Dumnezeule, Tată Sfânt din ceruri, îți mulțumim că astăzi, Doamne, e o sărbătoare aici. Astăzi se încheie, Doamne, legământ în apa botezului, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, Tată, fă ca cuvântul Tău, fie prin cântare, fie prin mesaj, să străpungă inima celor care încă nu Te cunosc, să se întoarcă la Tine și să Te slujească. Îți mulțumim, Doamne, că ai venit în lumea noastră. Ne-ai dat dreptul să fim copii ai Tăi, Doamne. Ai venit în lumea noastră să mor Tu și să trăim noi. Ai venit în lumea noastră, Doamne, noi să nu mai depindem de noi. Noi să fim doar proprietatea Ta. Îți mulțumim, Iisuse Hristoase, că ai murit și ai înviat. Ne-ai răscumpărat, Doamne, ne-ai salvat, Doamne. Îți mulțumim, Dumnezeule, Tată, că ai așezat noi împărăția Ta. Te rugăm, Doamne, Dumnezeule, Tată, astăzi, Te rog, fă ca cuvântul Tău să străpungă inima celor care nu Te cunosc, să se întoarcă la Tine, Doamne. Te rog, binecuvântă-ne Tu, Doamne. Deschide cerul, Dumnezeule, Tată, și fă să se audă cuvântul Tău, să se audă glasul Tău prin vocea Evangheliei. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, Tată, scum, cântările care vor deschide inimile noastre, și fă cuvântul Tău să umple inimile noastre de prezența Ta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, Tată, îți mulțumim, Dumnezeule, Tată, scum, că ne-ai chemat să ne vorbești. Ne-ai chemat, Doamne, să ne apropiem de Tine. Te binecuvântăm în vreme ca aceasta. Binecuvântă sărbătoarea de astăzi. Binecuvântă pe toți care s-au adunat să ascultă cuvântul Tău. În numele Tău, Doamne, m-am rugat. Amin. Amin. Puteți să vă reocupați locurile ceea ce aveți și vă reamintesc că Domnul nostru Iisus Hristos a spus: cine va crede și se va boteza va fi mântuit. O să cântăm o cântare, două, după care vom asculta mesajul lui Dumnezeu prin omul lui Dumnezeu, fratele nostru Florin Ianovici. Tu prindiam manghie de vlate n-atra șau, chi s-an manța de vla o prodrom că e jau. A jucera tu che te aves amaro deu, a ti, ai me, ai me, me ja n-au de vla che tu știa vezi. Hai te hur dorem de vla tu na bistrez. Așu că eras tu că te aves amaro de. Me servim tu de vla, me servim
casa. Me servi tu devla, me servi tu devla, me dical devla che manza sa. Me servi tu devla, me servi tu devla, me dical devla che manza sa. Me servi tu devla. Me servif tu devala, me dical devala que manza san. Tu, tu pendian mangue devala pena trachão, que san manza devala o prodrom caixão. Chuqueira tu que te aves amar o Deus Adi ai me me já não te vla que tu hoje a vez ai te curto rende vla tu na bistrez chuqueiras tu que te aves amar o Deus. Medical devla que manza san. Me servir tu devla, me servir tu devla. Medical devla que manza san. A gente tem na Saturday. Me servir tu devla, me servir tu devla. Medical devla que manza san. Me servir tu devla, me servir tu devla, me dical devla que manza san, que manza san. Foc, se leghi împrăști pe fiecare să ne atingi cu Duhul Tău. Doamne, vreau o trezire și într-un gând și o simțire să fim cu toți și să-ți cântăm inimii o mie. Faci cerul să coboare, naște inimă izvoare. O Duh preasfânt de Ierusalim, o Duh preasfânt. Tu faci cerul să coboare, naște inimă izvoare. Doamne, de-mi bucurie și să mă alegi, strilții-n iubire, Doamne, eu vreau, vreau tot mai mult din Duhul Tău.
sfințire și un foc adânc să ardă în mine pe veșnicii, să fiu al tău în murire. Hai să cântăm împreună! Tu faci cerul să coboare, naști din inimă izvoare. O Duh prea sfânt, dă-ne Rusalii, o Duh prea sfânt. Tu faci cerul să coboare, naști din inimă izvoare. O Duh prea sfânt, dă-ne Rusalii, o Duh prea sfânt. Tu faci cerul să coboare, tu faci cerul să coboare, naști din inimă izvoare. O Duh prea sfânt, dă-ne Rusalii, o Duh prea sfânt. Tu faci cerul să coboare, naști din inimă izvoare. O Duh prea sfânt, dă-ne Rusalii, o Duh prea sfânt. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu, binecuvântat să fie și dumneavoastră. Dar mai mult ca oricine, binecuvântat să fie cei îmbrăcați în alb. Haideți să-i aplaudăm! Și ca să nu greșim înaintea lui Dumnezeu, să-L aplaudăm și pe Tatăl nostru Ceresc. Pentru că obișnuim atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu un semn de respect, de reverență față de Domnul, să ne ridicăm. Vă rog să mă însoțiți în citirea cuvântului Dumnezeu, stând ridicați. Am deschis la Evanghelia după Matei, capitolul 9, de unde voi citi începând cu versetul 27. Când a plecat de acolo Domnul Iisus, s-au luat după Iisus doi ori care strigau și ziceau: ai milă de noi, fiul lui David. După ce a intrat în casă, orbii au venit la el și Iisus le-a zis: credeți că pot face lucrul acesta? Da, Doamne, i-au răspuns ei. Atunci s-a atins de ochii lor și a zis: facă-vi-se după credința voastră. Și li s-au deschis ochii. Iisus le-a poruncit cu tot din adinsul și le-a zis: vedeți să nu știe nimeni. Dar ei, cum au ieșit afară, au răspândit vestea despre el în tot ținutul acela. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă rog să ocupați locurile. Întâi de toate, îmi pare bine că am ajuns aici împreună cu dumneavoastră. Sper că și noastră vă bucurați că mă vedeți. Și în al doilea rând, îmi pare rău că eu trebuie să plec mai devreme, pentru că mai am o slujbă astăzi după amiază la Biserica Betel și sper să mă învoit, să mă duc sănătos, să pot sluji și acolo. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ziceți amin că mă speriați. Așa, că m-am gândit că sunt aici împreună cu frații mei și nu vă auzeam aminul. Iubiții Domnului, am să împărtășesc în această după-amiază doar câteva cuvinte foarte simple pentru sufletul nostru, pe care aș vrea să le așezăm în inima noastră și mă rog ca Domnul Dumnezeu să le ude cu puterea Duhului Sfânt și să încolțească și să rodească, pentru ca noi să fim oameni maturi și înțelepți. Amin? Biblia spune că după ce Domnul Iisus Hristos a săvârșit o minune, Domnul Iisus Hristos a vindecat, de fapt a ridicat din morți pe fiica lui Iair, vestea aceasta despre Domnul Iisus Hristos s-a răspândit de jur împrejur. Și primul lucru pe care aș vrea să vi-l spun în plan introductiv este următorul, mai ales celor care sunteți voi astăzi îmbrăcați în alb. Atât de mare o să fie Dumnezeu cât vreți voi să fie de mare. Dacă veți spune tuturor ce bine v-a făcut Hristos, se va auzi despre Hristos mai mult. Dacă veți ține gura închisă, oamenii nu vor auzi despre ceea ce a făcut Hristos.
Vă întreb astăzi, a făcut Hristos ceva cu viața voastră? Merită acest Iisus Hristos să strigați și să spuneți tuturor ce bine mi-a făcut mie Domnul Iisus? Doi oameni orbi stăteau și în momentul în care au auzit că Domnul Iisus Hristos a ridicat din morți o copilă de 12 ani, s-au luat după Domnul Iisus Hristos acești doi orbi și au început să strige: ai milă de noi, fiul lui David. Asta strigau orbii. Unul dintre lucrurile pe care aș vrea din toată inima să-l mărturisim astăzi împreună cu toții și să spunem amin dacă va fi așa, e că nimănui din cei ce suntem aici nu ne pare rău că ne-am luat după Iisus. E cineva care regretă că s-a luat după Iisus în viață? M-am luat după Iisus în viață și din orb cum eram, am dobândit ochi. M-am luat după Iisus în viață și din nefericire am ajuns un om fericit. Nefericirea Dumnezeu a schimbat-o în fericire. Domnul mi-a ridicat poverile, Domnul m-a binecuvântat și nu îmi pare rău că m-am luat după Domnul Iisus Hristos. Mi-a părut rău că m-am luat după om. Când m-am luat după unul și după altul, mi-a părut rău. Câte vreme m-am luat după Domnul Iisus Hristos, nu mi-a părut rău. Domnul să ne binecuvânteze și Domnul să ne ajute. Iubiții Domnului, vine o vreme în viață când Dumnezeu din cer ne ajută să învățăm o lecție pe care deseori noi nu învățăm. Când suntem bine, fericirea e la singular. Când ne este greu, durerea e la plural. Când ne este greu în viață, vrem să împărtășim cu cei din lângă noi. Când ne este greu în viață, căutăm un umăr. Când ne este bine în viață, putem să defilăm și de unii singuri. Biblia spune că cei doi orbi care erau în nevoie au strigat către Domnul Iisus Hristos și n-a strigat unul: ajută-mă pe mine, Doamne, ci amândoi au strigat: Doamne, ai milă de noi. De noi. Eu, de când m-am întâlnit cu Domnul Dumnezeu, am început să am ochi și pentru cel de lângă mine. Vedeți, diferența între a te lua după Iisus Hristos și a nu te lua după Iisus Hristos este aceasta. Când te iei după Iisus Hristos, începi să ai ochi și pentru cei din casa ta, începi să ai ochi și pentru cel de lângă tine, începi să ai ochi și pentru sărac, începi să ai ochi și pentru cel ce plânge lângă tine. Când nu te iei după Dumnezeu, nu te vezi decât pe tine însuți. Cel mai rău lucru în viață e doar să rămâi cu tine însuți. Iute câți frați și surori mi-a dăruit astăzi Dumnezeu aici. Și voi trebuia să spuneți amin, dar e după amiază și n-ați băut cafeaua. Dar nu doar cafeaua să ne trezească, să ne trezească Duhul lui Dumnezeu. Eu vă țin scurt dacă voi spuneți tare amin. Dacă voi nu spuneți deloc amin, vă țin până diseară. Amin? Așa, Domnul să vă binecuvânteze. Iubiții Domnului, aș vrea din toată inima Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze să fim o familie. Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze să fim în mâna Domnului Iisus Hristos, trupul Domnului Iisus Hristos. Ori de câte ori în viață mi-a fost greu, Dumnezeu din cer mi-a adus aminte că a lăsat lângă mine oameni și m-a lăsat și pe mine să fiu om pentru acela care se află în durere. Ce am dobândit de când m-am luat după Domnul Iisus Hristos este că am început să trec de la eu la noi și de la noi la El, adică Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Când acești doi orbi au strigat după Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos nu le-a răspuns. Și atunci orbii aceștia nu s-au lăsat și spune Biblia că acolo, în casa în care a intrat Domnul Iisus Hristos, acolo au intrat și cei doi orbi. Și acum vreau să fac o subliniere pentru toți cei care sunt prezenți aici. Cu mulți oameni stau de vorbă și ei îmi spun: dar eu cred, pastore, în Dumnezeu, dar am și eu Dumnezeul meu. Iubiții Domnului, nu poate omul să aibă Dumnezeul lui. Dumnezeu ne poate avea pe noi. Nu noi îl avem pe Dumnezeu în felul nostru. Dumnezeu este unul singur. Este Dumnezeul Scripturii. Nu există un Dumnezeu al lui Vasile, nu există un Dumnezeu al lui Ion, nu există un Dumnezeu al lui Florin, există doar Dumnezeul Bibliei. Și acesta este singurul Dumnezeu adevărat. Cel care se descrie pe El însuși, cel care spune despre El însuși cum este El. Și Biblia spune așa, că Domnul Iisus Hristos nu a răspuns celor doi orbi până când orbii n-au intrat în casă. Știți de ce? Pentru că românul are un Dumnezeu după mintea lui. Românul are un Dumnezeu așa după cum e croită mintea lui. Lui se pare că Dumnezeu îi răspunde
oricând, Dumnezeu răspunde în orice condiții, pe Dumnezeu poți să lași 2-3 săptămâni, un an, 2 deoparte și când vine necazul să-ți aduci aminte din nou de El, însă Biblia învață că Dumnezeu nu este așa și Biblia spune așa, că au intrat în casă și când au intrat în casă, Domnul Iisus Hristos i-a întrebat ce vreți să vă fac, pentru că Dumnezeu are o biserică. Pentru că Dumnezeu are o familie, pentru că Dumnezeu are o casă de rugăciune unde este chemat numele Lui. Și orice om trebuie să știe pe pământul acesta că Dumnezeu are o biserică și Dumnezeu are o casă. De ce se botează ei astăzi? Pentru că atunci când vă cufundați în apa botezului și mărturisiți că Iisus Hristos este Domnul vieții voastre, când voi vă ridicați, dobândiți nu numai un nume care este scris în cer, dar dobândiți o familie, o familie care vă iubește, o familie al Domnului Iisus Hristos, voi sunteți părtași dumnezeirii și sunteți părtași unei familii pe care Domnul a lăsat-o. Pe pământul acesta, iubiții Domnului, să știe orice om. Nu președintele, nu primul ministru, nu o strategie politică, nu o strategie economică va fi viitorul și va fi scăparea noastră, ci Sfânta Scriptură și Biserica. Biserica este lăsată să lumineze, Biserica este lăsată să răspândească mireasma cunoștinței Lui, Biserica este lăsată pe pământul acesta să fie purtătoarea Lui Dumnezeu. Iar voi astăzi intrați în această biserică. Astăzi vă adăugați familiei văzute a Domnului Iisus Hristos. De astăzi oamenii privind spre voi vor spune așa, ei sunt ai familiei rugul aprins. Ei sunt al lui Dumnezeu. Ei sunt frații și surorile noastre. Iubiții Domnului, aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne ajute să nu părăsim adunarea cum au unii obiceiul. O să fiți dezamăgiți, dezamăgirile vin în viață. În relațiile cu oamenii uneori ți-e bine, alteori ți-e mai puțin bine. Dar astăzi când voi vă cufundați în apa botezului, să nu uitați niciodată, chiar dacă l-am strigat pe Domnul Iisus Hristos din durerile noastre pe drum, Dumnezeu ne-a răspuns în casă. Când ați venit în casa de rugăciune, Dumnezeu din cer v-a deschis ochii. Când ați venit în casa de rugăciune, Dumnezeu v-a învățat din Sfintele Scripturi. Când ați venit în casa de rugăciune, ați înțeles ce vrea Dumnezeu de la viața voastră. De aceea, mă rog în numele Domnului Iisus Hristos să prețuim biserica. Spuneți amin. Să prețuim familia pe care o avem. Să prețuim că suntem frați și surori în Domnul. Glorie lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a făcut părtași acestui nume frumos, Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Domnul Dumnezeu, când intri în casa Lui, Dumnezeu îți pune o întrebare. De ce trebuie să venim la casa lui Dumnezeu? De ce trebuie să intrăm în casa lui Dumnezeu? Pentru că în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește. Dumnezeu poate să-ți vorbească și din mijlocul unui accident. Dumnezeu poate să-ți vorbească și în mijlocul unei crâșme. Dumnezeu poate să-ți vorbească și în momentul când ești pe un pat de spital. Dar Dumnezeu îți vorbește atunci pentru că are milă de tine. Dar Dumnezeu vorbește mereu când intri în casa lui. Glorie lui Dumnezeu. E vreun om care să spună că Dumnezeu nu i-a vorbit în biserică? Dumnezeu nu i-a vorbit în casa lui de rugăciune. Ori de câte ori ajungem în casa de rugăciune și deschidem Sfânta Scriptură, Dumnezeu din cer ne vorbește. Și iată ce spune Domnul Iisus Hristos. Se uită la cei doi orbi și îi întreabă, în casă, credeți voi că pot să fac eu lucrul acesta? Haideți împreună cu mine. Credeți voi că pot să fac lucrul acesta? De când am intrat în casa de rugăciune și au trecut aproape 23 de ani de când am venit în casa de rugăciune, eu un singur lucru îl am de făcut. De 23 de ani tot învăț despre Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, ori de câte ori vin în casa de rugăciune, nu face altceva decât să se descopere din ce în ce mai mult. Pe măsură ce înaintez în credință, eu aflu un adevăr care mi este din ce în ce mai clar. Eu nu pot nimic și El poate totul. Eu nu pot nimic și El poate totul. Credeți că aș putea să fac lucrul acesta? Întreabă Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că omul trebuie să învețe să nu se mai bizuie pe puterile lui și să se bizuie pe puterile Domnului Iisus Hristos. Când ucenicii lui Ioan s-au întâlnit cu apostolul și i-a întrebat, ați primit voi un Duh Sfânt când ați crezut? Ce au răspuns ucenicii? Nici n-am auzit că s-a dat un Duh Sfânt. Noi n-am auzit de lucrarea aceasta și de binecuvântarea aceasta. Mulți dintre oameni rămân prăpădiți, rămân necăjiți, rămân în durerea lor, nu pentru că Dumnezeu nu iubește, ci pentru că ei nu-L cunosc pe Dumnezeul care iubește pe ei. Mulți dintre oameni au o părere despre Dumnezeu, dar adevărata părere știți care este? Dumnezeu abia așteaptă să-ți facă bine. Dumnezeu abia așteaptă să întindă mâna ca să-ți rice povara. Mulți însă dintre oamenii pe care eu îi cunosc,
stau în fața televizorului și așteaptă să-L înțeleagă pe Dumnezeu. Se duc în viață și nu pășesc la biserică decât din an în Paști și așteaptă să-L cunoască pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu poți să-L înveți doar stând din când în când și mergând la o sărbătoare. Pe Dumnezeu îl înveți dacă mergi în casa de rugăciune, dacă deschizi Sfânta Scriptură și dacă îi dai voie lui Dumnezeu să te învețe. Ce au făcut oamenii ăștia lui Dumnezeu astăzi la slujbă? V-au învățat calea Domnului. Ce au făcut oamenii ăștia de când ați intrat în biserică? Câți dintre voi știați despre Dumnezeu până să călcați într-o biserică? Cum poți să-L înveți pe Dumnezeu fără să calci într-o biserică? În casa de rugăciune se deschide Biblia. Și așa îl învățăm pe Dumnezeu. Voi astăzi, să mă iertați, dar vă spun adevărul, sunteți prunci. Sunteți ca niște nou-născuți care aveți nevoie de laptele duhovnicesc. Să nu spuneți începând de azi, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Să spuneți începând de astăzi, vrem să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Și mai mult pe Dumnezeu. Și mai mult pe Dumnezeu. Pentru că Biblia spune să mergem din har în har și din putere în putere și puterea noastră să meargă crescând ca lumina zilei. Ajută-ne, Doamne! A stat Domnul Iisus Hristos și i-a întrebat pe cei doi orbi, credeți că pot să fac lucrul acesta? După 23 de ani de când stau cu Domnul Dumnezeu, iată ce pot mărturisi. El poate totul în noi toți. El poate vindeca, El poate să aducă vindecare relațiilor, trupului nostru, Dumnezeu poate să ne pună pâinea pe masă, Dumnezeu poate totul în noi toți. Mai mult acum, ca odinioară, pot să spun, El poate totul. Totul! Dumnezeu poate totul! Binecuvântat să fie numele Lui! Și atunci Domnul Iisus Hristos le spune ultimul lucru pe care vreau să-L împărtășesc cu dumneavoastră. V-am spus că e o predică scurtă, voi să trăiți pocăița lung. Le spune Domnul Iisus Hristos în felul următor. Facă-vi-se după credința voastră. Domnul Iisus Hristos îi aude pe cei doi ori care strigau pe drum. Ai milă de noi, Iisuse, Fiul lui David. Dar nu le răspunde decât în casă. Pentru ca românul să înțeleagă că pe Dumnezeu nu-L culege pe drum. Pentru ca românul să înțeleagă că Dumnezeu se descoperă în casa lui de rugăciune. Pentru ca românul să înțeleagă că în casa de rugăciune deprinzi calea lui Dumnezeu și te maturizezi din budere duhovnicește. Ca să înțeleagă omul că trebuie să stea într-o legătură cu Domnul Dumnezeu. În casa de rugăciune afli cine este Iisus Hristos. Și eu știu astăzi cine este Iisus Hristos pentru că am deschis Biblia împreună cu frații mei. Iisus Hristos este împăratul împăraților, Domnul domnilor, regele regilor, mântuitorul meu, doctorul meu, este cel ce mi-a pus pâinea pe masă și mi-a dat sănătate să o pot mânca în pace cu familia mea. El poate totul în noi toți. Dar El vine și spune în felul următor. Să nu credeți că Dumnezeu nu cere ceva de la noi. Facă-vi-se după credința voastră nu înseamnă că Domnul Dumnezeu a lucrat după credința mea. Pentru că deseori atunci când Domnul Dumnezeu mă întreabă dacă eu am credință pentru vindecarea mea, eu zic că am credință, dar eu știu că credința mea nu-i puternică. Și mulți dintre noi când spune că avem credință, avem credință, dar Dumnezeu nu lucrează potrivit cu credința noastră, ci cu mila Lui. Însă Domnul Dumnezeu vrea să ne spună astăzi că avem o responsabilitate. Facă-vi-se după credința voastră înseamnă următorul lucru. Câți dintre dumneavoastră bunoară au nevoie de vindecare? Să ridici o mână. Că e familie, că e trup, că e o afacere, aveți nevoie de vindecare. Mări să fie Dumnezeu, ați văzut că și eu sunt cumnat pe sus. Când Dumnezeu spune facă-vi-se după credință, Dumnezeu ne atenționează și ne spune așa. Nu poți să ceri vindecarea mea și să trăiești în termenii tăi. Nu poți să obții de la mine ceea ce dorește sufletul tău, dar tu să rămâi în ale tale. Nu poți să ai parte de ajutorul lui Dumnezeu, dar după aceea să rămâi în felul tău de a fi. Dumnezeu ne spune în felul următor, tu trebuie să te schimbi, tu trebuie să te îngrijești de tine, tu trebuie să fii un om care să fii duhovnicesc, tu trebuie să fii un om curat, să cauți să fii un om sfânt și Dumnezeu va purta grija întregii tale familii și întregii tale vieți. Cu alte cuvinte, facă-vi-se după credință înseamnă așa, eu nu pot să aduc vindecare trupului meu. Eu nu pot să aduc vindecare sufletului meu. Dar ce pot eu să fac? Să mă țin departe de păcat. Aleluia! Să mă țin curat înaintea lui Dumnezeu. Pot eu să pun până pe masă? Nu pot. Pot eu să dau sănătate copiilor mei? Nu pot. Pot eu să păzesc soția mea de un accident? Nu pot. Dar pot un lucru, să mă țin curat înaintea lui Dumnezeu. Facă-vi-se după credința voastră înseamnă faceți ce trebuie să faceți, ce stă în puterea voastră să faceți și în puterea voastră stă să vă feriți de orice vi se pare rău, să vă feriți de orice păcat, ca Dumnezeu din cer să poată lucra așa cum vrea El și să spunem cu toții, amin. După ce Domnul Iisus Hristos le-a zis, facă-vi-se după credința voastră, Domnul Iisus Hristos le-a mai spus un lucru,
A zis, când mergeți afară, să nu spuneți nimănui că eu v-am vindecat. Și sunt mulți oameni care astăzi poate se întreabă, de ce oare când Domnul Iisus a făcut un lucru așa de frumos? De ce când Domnul Iisus Hristos a făcut un lucru așa de mare și a vindecat doi orbi? De ce nu a zis Domnul Iisus Hristos, spuneți tuturor? De ce oare? Pentru că Domnul Iisus Hristos are o tristețe în inimă. Și tristețea Domnului Iisus Hristos este aceasta, mă urmează pentru pâine. Domnul Iisus Hristos ar vrea să-i cunoști inima, ar vrea să-L cunoști pe El. Domnul Iisus Hristos n-are de dăruit numai vedere, n-are de dăruit numai vindecare, ci El vrea să se dăruiască pe El însuși. Domnul Iisus Hristos are o tristețe și tristețea Lui este aceea că mulți dintre cei care au fost vindecați de El, s-au dus și au vorbit doar despre vindecare, s-au dus și au vorbit doar despre lucrurile mici pe care Dumnezeu le aduce în viață, când Dumnezeu din cer vrea să ne aducă pe El însuși și răscumpărarea Lui. Și Dumnezeu ar vrea să-L iubim pentru ceea ce este El și să-L iubim pe Domnul Iisus Hristos pentru că El este în primul rând Mântuitorul sufletului nostru. Dar Domnul Iisus Hristos mai face un lucru. Că de altă parte, dacă mie Dumnezeu mi-ar spune, nu spune Florine că te-am ajutat, eu m-aș duce afară și n-aș respecta porunca, aș face exact cum au făcut cei doi ori. Cum să țin gura închisă? Poate că Dumnezeu te și încearcă câteodată. Ia să vedem, poți să ții gura închisă, măcar că Dumnezeu te-a ajutat? Cei doi orbi au ieșit și au zis, noi nu putem să tăcem. Cum am putea să tăcem? Când Dumnezeu ne-a făcut ceea ce ne-a făcut și au împrăștiat peste tot vestea bună. Și eu vă spun vouă astăzi și voi aveți un test de dat. Despre ce o să vorbiți mâine? Despre cum a cântat X? Despre cum a predicat Y? Despre cum ți-a stat rochia? Despre cum ai ieșit în poză? Despre cum a bătut vântul, despre cât a fost de frumoasă piscina, despre cum te-a botezat X sau Y. Sau veți spune, mare este Dumnezeul nostru, care mi-a făcut atât de mult bine. Și să nu tăceți, să vorbiți, să mărturisiți. Nu merită pe pământul ăsta să vorbești despre niciun om, corect? Oamenii vin și trec, Dumnezeu în veci rămâne. Dumnezeu te întreabă astăzi, o să taci sau o să vorbești? Și o să spun, eu o să vorbesc. Glorie lui Dumnezeu, eu o să vorbesc și am să deschid gura. Vreau să închei spunându-vă un singur lucru, o mică ilustrație și apoi să vă încredințez mâinii bune a lui Dumnezeu. Mă rog astăzi să nu faceți o baie doar, mă rog astăzi să vă cufundați cu Hristos și să vă ridicați întru Hristos, să îngropați omul cel vechi și să vă ridicați în puterea omului nou care este după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și să fiți mădulare destoinice în trupul lui Hristos. Să vă iubiți familia în care Dumnezeu v-a așezat, că mulți s-au rugat pentru voi. Mulți au stat și au vărsat lacrimi pentru voi, ca voi să fiți astăzi aici. Binecuvântat să fie Domnul. Era o femeie care s-a dus la doctor, la un psiholog. Și a început să-i spune despre problemele ei. Și la un moment dat, doctorul i-a zis, femeie, după ce s-a întâlnit cu ea de câteva ori, de vreo 9 ori, i-a zis, femeie, mai un singur lucru de făcut după ce ai venit la doctor, ai venit la mine. Du-te, zice, până la cascada Niagara și stai acolo câteva ore în fața cascadei Niagara. La care femeia s-a enervat și a zis, ce doctor ești dumneata, domne? Mi-ai mâncat banii 9 ședințe și acum mă trimit la cascada Niagara. Șarlatanule, zice. Zice, cum să mă trimit la cascada Niagara? Ce-ar putea să-mi facă mie cascada Niagara? La care omul acesta, doctorul, i-a zis, femeie, de la prima ședință până la noua ședință, mă doare capul, nu mă așa aud, eu așa, și că îmi face aia, tot timpul te plângi, tot timpul eu în sus. Du-te, zice, la cascada Niagara și stai câteva ore să vezi că măcar ceva în lumea asta există și mai mare decât tine. Zice, când o să te uiți la cascada Niagara, o să te simți și tu mai mică, pentru că cascada Niagara e foarte mare. Astăzi, eu nu vă invit în fața cascadei Niagara, ci vă invit în fața Mântuitorului Iisus Hristos, în fața Dumnezeului Atotputernic, care este atât de mare că cerul cerurilor nu-l pot cuprinde și pământul întreg. Un Dumnezeu care vă spune, intrați în casa mea ca să stau de vorbă cu voi, să fiți părtași adunării acolo unde Dumnezeu din cer v-a născut. În casa mea am să vă învăț despre mine, nu povești nemuritoare, n-am să vă învăț lucrurile lumii, ci am să vă învăț despre mine, vreau să-L cunosc pe El, este strigătul oricărui pocăit. În casa lui Dumnezeu, unde vei învăța să-ți asumi responsabilitatea, vreau vindecare,
atunci să fiu un om curat. Vreau să mă binecuvânteze Domnul, atunci pot să zic, facă-mi se după credința mea. Eu n-am putere, dar știu că Dumnezeu îmi cere să fiu un om corect, cât pot eu să fac. Și am să ies afară. Și acum când mă duc spre București împreună cu câțiva frați, o să spunem lăudat să fie Domnul. Și când mă întâlnesc cu vecinul, o să spun lăudat să fie Domnul. Și n-am să tac, că dacă merită ceva povestit pe pământul ăsta, e ce a făcut Dumnezeu cu tine, e ce a făcut Dumnezeu cu mine. Dacă merită ceva ținut minte, este că astăzi aici Dumnezeu e în mijlocul nostru. Atât. Restul nu merită. Oamenii se duc, trec, vremea vine, trece, Hristos e veșnic viu. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Aș vrea, în mod respectuos, să-mi permiteți să fac o rugăciune și vă invit să vă ridicați. Întâi de toate, Doamne, glasul meu se înalță către Tine și strig: Aleluia Ție, Împărat! Aleluia Ție, Hristoase, Domnul vieții, care ai smuls din mâna morții aceste suflete care astăzi sunt îmbrăcate în alb! Nu e rodul meu, nu e rodul niciunui om, ci e rodul suferințelor Tale, căci la cruce ai plâns, la cruce ai fost ocorât, la cruce ai fost răstignit, acolo a curs sângele Tău, ca ei astăzi se poată să spună Aleluia Domnului și Împăratului care ne-a scos din groapa morții. Cu moartea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, ai plătit, pentru ca noi astăzi, Doamne, să putem să fim liberi. Niciun om nu poate plăti, Doamne, pentru păcatele sale. Nici aur, nici argint și nici o altă comoară de pe pământ nu poate plăti păcatul nostru. Păcatul nostru este, Doamne, plătit prin jertfa de răscumpărare a mielului Tău, a Domnului Iisus Hristos, care acolo în dealul Golgotei a murit ca noi, prin credința în El, să trăim o veșnicie. Îți mulțumesc pentru ei, Doamne. Îți mulțumesc în numele Domnului Iisus Hristos pentru aceste 18 suflete. Binecuvântat să fie numele Tău. Acum Te rog, Hristoase, Dumnezeu cel viu, dă-le harul, Doamne, să se înrădăcineze în Hristos, în Tine. Dă-le puterea, Doamne, să rămână în familia, biserica Ta. Să rămână, Doamne, Dumnezeu meu, în casa Ta de rugăciune. Cel rău să nu le smulgă niciodată din mâna Ta. Ajută-i, Doamne, să rămână până la sfârșitul vieții lor, acolo unde ai sădit. Astăzi, Doamne, ei sunt ai Tăi. Astăzi, Doamne, ei sunt ai bisericii. Astăzi, Doamne, Dumnezeu, ne ridicăm paharul izbăvirii pentru ei și strigăm către Tine mulțumindu-Ți că ne-ai mai adus frați și surori. Te rog să-i ții în casa de rugăciune. În casa de rugăciune, Doamne, Te rog să ardă, Doamne, Dumnezeul meu, cuvântul Tău cel viu. Să ardă, Doamne, focul Scripturii și ei, Doamne, să se adâncească în cunoștința de Tine, Doamne. Să Te iubească mai mult și mai mult. Mărturisesc astăzi, Doamne, cu toți cei prezenți: viu este numele Tău, vie este puterea Ta, mare este îndurarea Ta, mari sunt minunile Tale, ne-ai ocrotit, ne-ai purtat, ne-ai dus în mâinile Tale, Tu ești Dumnezeul nostru, mărire Ție, Doamne, a Ta să fie slava și gloria, că nimeni nu-i ca Tine, nimeni nu-i ca Tine. Mărturisesc astăzi, după atâția ani, că Tu ești Dumnezeu care m-a iubit cum nu m-a iubit nimeni. Că ești Dumnezeu care mi-a purtat de grijă cum n-a făcut-o nimeni și mărturisesc, da, cred că Tu ești Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cred că Tu poți totul în noi toți. Și mă rog, Tată Sfânt din ceruri, astăzi, în ceasul acesta în care atâția oameni sunt prezenți, în care credincioși, Doamne, de ani de zile stau înaintea Ta, ajută-ne, Doamne, să fim maturi, ajută-ne să ne despărțim de tot ce este rău. Dacă ai ceva de spus astăzi bisericii Tale, este ca haina ei să fie curată, Doamne. Eu nu pot face niciun bine vieții mele, dar pot face atâta rău vieții mele, prin nelegiuire, prin păcat, prin viclenie, printr-o fire pământească care se mă tragă mereu spre lucrurile rele. Te rog de aceea, Doamne, Dumnezeul meu, dă-ne maturitatea, dă-ne voința, dă-ne înfăptuirea, dă-ne harul să stăm în picioare, dă-ne puterea să fim neprigăniți. Ajută-ne, Doamne, să luăm o hotărâre sfântă înaintea Ta pentru viața noastră. Glorie numelui Tău. Îți mulțumesc, Doamne. Binecuvântează mai departe slujba. Binecuvântează mai departe, Doamne, mărturia. Ești așa de bun, Doamne, că în ziua de astăzi buchetul ăsta alb strălucește în mâna Ta. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeul meu, că încă harul Tău e viu
Îți mulțumesc, Doamne. Te binecuvântez, Iisuse, Doamne. Te binecuvântez pe Tine. Domnul să vă... Cum vă cheamă? Lina. Lina. Lina, ești aici ca să-L mărturisești pe Domnul? Da. De azi încolo vrei să fii cu Iisus? Toată viața ta. Toată viața mea cu Domnul Iisus Hristos. A Domnului să fie gloria și slava și cinstea și mărirea în vecii vecilor. Și dacă crezi că locul tău este aici, lângă Lina și Domnul Iisus Hristos, să nu precupețești. Dacă îmi pare rău ceva, e că nu m-am grăbit să mă pocăiesc. Și dacă îmi pare rău ceva, e pentru tot timpul când, pocăit fiind, n-am fost poate pocăit. E singurul regret. Vreau să întreb pe toți cei care sunt aici și sunt în casa lui Dumnezeu, a meritat să fiți credincioși? A meritat să fiți credincioși? Dacă a meritat să fiți credincioși, și ați martori, spun lucrul acesta, prieten drag, dacă încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, dacă încă nu l-ai găsit pe Dumnezeu, astăzi este timpul să spui vieții tale de păcat nu și să spui vieții de credință da. Glorificat să fie Iisus Hristos. Cântăm împreună o cântare de mărire, o cântare de slavă, o cântare de glorie la adresa împăratului nostru și întreaga biserică și toți prietenii și toate sufletele prezente și mănunchiul acesta, snopul acesta lui Iisus se va bucura cu noi și îl vom lăuda pe acela care merită totul, îl vom lăuda pe acela căruia cinste, onoare trece dincolo de orice putere omenească. El este regele nostru Iisus și mântuitorul nostru. Haideți să-l lăudăm cu toată adunarea. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Avem nevoie de Dumnezeu? Ai nevoie de Dumnezeu în casa ta, în familia ta și chiar de tine însuși. Cine are nevoie de Dumnezeu? Să ridice mâna. Invit pe toți să cântăm cântarea aceasta, pentru că Biblia spune, cine are inimă bună, să laude pe Domnul. Toți vrem să cântăm Domnului. Și dacă mai sunt persoane care vor să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu, îi invit să vină aici în față, în timpul acestei cântări. Mă adresez bisericii. Toți vrem să lăudăm pe Dumnezeu. Toți. Toată biserica. Slăvit să fie Domnul. Eu cred că sora Lina, singură, nu cred că se simte. Eu cred că are nevoie de un Mircea lângă ea. Amin? Amin? Amin. Singur nu cred că e bine. Eu așa cred. Și Dumnezeu spune în Biblie, nu-i bine omul să fie singur. Nu lăsa o singură. E bine să fiți amândoi aici. Și în timpul cântării, Domnul să-l binecuvânte pe fratele Mircea, să vină în față. Domne, vin. Cântăm cu toți. Și-n genunchiez. Dilea Basare. Ție îți mărturisesc. Fără tine aș cădea, doar tu ești odihna mea. Haide, Basarul, că am gândit de tine. Eu de tine am nevoie, am nevoie mare. Cine are nevoie? Cine are nevoie? Acolo unde e mult păcat, e har mai mult nemăsurat. Hristos în mine
asta e, prin harul său, victorie. Eu de tine am nevoie, eu de tine am nevoie. Neprihănirea mea și-a mea apărare. Să mă înveți cânter semnat, când ispite-n cale vin. Eu mă las Iisus pe al tău braț, speranță și alin. Eu de tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea, cea mea apărare, a mea apărare. Eu de tine am nevoie, am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea, cea mea apărare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este un har și un privilegiu din partea lui Dumnezeu să avem această onoare să participăm la botezul nou testamental, așa cum spune Sfânta Scriptură, Biblia. Și zic pentru lucrul acesta, binecuvântat să fie Domnul. Astăzi va oficia botezul fratele nostru, Dumitru Ion, și zic ca Dumnezeu să-l binecuvinteze împreună cu fratele nostru, Răducanu Remus. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vor intra în apa botezului familia Iorgu. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Împreună fratele nostru Mitică, împreună cu sora noastră Lina. Zicem ca Dumnezeul Cerului să-i binecuvinteze. Amin. Aș vrea să te întreb înaintea Domnului și înaintea poporului. Dacă crezi din inima ta că Iisus Hristos este Fiul Dumnezeu, da? Crezi că Iisus Hristos a înviat dintre cei morți? Crezi că Iisus Hristos venind în lumea noastră ți-a iertat păcatele tale? Crezi că îți poate mântui sufletul? Până când te-ai hotărât în inima ta să rămâi credincioasă Domnului? Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Amin. Frate Mitică, înaintea lui Dumnezeu și înaintea marturilor văzuți, te întreb, crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine și pentru păcatele tale? Da! Crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți? Da! Până când vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos? Până la moarte. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Slăviți să fie Domnul! În apa botezului va intra familia Călin, fratele nostru Mitică, Dumnezeu să-l binecuvinteze, împreună cu sora Anușa. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin! Istoria vieții tale și înaintea lui Dumnezeu. Te întreb înaintea lui Dumnezeu și înaintea Bisericii lui Iisus Hristos. Crezi că Domnul Iisus Hristos a murit pentru tine și pentru păcatele tale? Crezi că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți? Până când vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos? Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Sora Anușa, crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți? Cred. Crezi că înviat Iisus a iertat tot păcatul și trecutul tău? Cred. Până când te-ai hotărât în inima toată ta viața să rămâi credincioasă Domnului? Toată viața mea. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Amin. A lui să fie gloria, a lui să fie gloria, a lui să fie gloria, în veci de veci, amin, amin. A lui să fie gloria, a lui să fie gloria, a lui să fie gloria, în veci de veci, amin. Familia Holea își va mărturisi astăzi credința prin actul botezului. Fratele nostru Ionuț, împreună cu sora Leticia, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Crezi că Iisus Hristos, Domnul, a iertat tot păcatul și trecutul tău? Da. Până când te-ai hotărât în inima ta să rămâi credincios Domnului? Toată viața. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Amin. Sora Samara, te întreb înaintea lui Dumnezeu. Crezi că Iisus Hristos a iertat toate păcatele? Crezi că Domnul Iisus Hristos a șters tot trecutul tău? Crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți?
Până când vrei să fii credincioasă Domnului Iisus Hristos? Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Hai spune cine a biruit moartea, cine a călcat peste ea, cine e leul din Iuda, scutul tăria mea. Hai spune-mi cine a biruit frica, cine a călcat peste ea, cine e leul din Iuda, scutul tăria mea. Glorie Domnului! Va intra în apa botezului familia Macovei, după cum știm, în paranteză, Maranghel. Fratele nostru, Vasile, împreună cu fiica lui, Monica. Dumnezeul cerului să-i binecuvinteze. Amin. Astăzi este o zi unică și o zi specială pentru tine, pentru familia ta și pentru veșnicia ta. Ceea ce vei rosti tu, Dumnezeu va scrie în cartea vieții. Crezi că Domnul Iisus Hristos a murit special pentru tine la Golgota? Da. Crezi că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți? Da. Crezi că Domnul Iisus Hristos va veni pe norii slavei? Da. Până când vrei să fii credincioasă Domnului Iisus Hristos și să-L urmezi? Toată viața. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Domnul Dumnezeu să binecuvinteze familia Macovei. Eu cred că pentru Vasile e cea mai mare bucurie de a încheia astăzi legământul în apa botezului împreună cu fiica lui. Când în alte familii probleme, când în alte familii lacrimi, în familia Macovei, Vasile, bucurie că astăzi, aici, în apa botezului, încheie legământul în prezența lui Dumnezeu, el și fiica lui. Frate Vasile, crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Cred. Crezi că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus dintre cei morți? Cred. Crezi că înviat Iisus a iertat păcatul și tot trecutul tău? Cred. Până când te-ai hotărât în inima ta să rămâi credincios Domnului? Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Dumnezeu e tăria mea de post, pentru sufletul meu ajutor. Când povara este grea, Dumnezeu e tăria mea. Slăvit să fie Domnul! Va intra în apa botezului fratele nostru Marius, familia Călin, împreună cu mama lui Lina. De altfel și cumnatul meu, este o bucurie enormă de mare pentru mine. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Pe sora Lina. Amin. Și pe fratele Mircea, să nu lasă Dumnezeu. Amin. Sora Lina, înaintea ta e un popor care privește spre dumneata și totodată un Dumnezeu care se uită din ceruri. Se uită în legământul pe care îl încheie astăzi în prezența lui. Te întreb înaintea Domnului, crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Da. Crezi că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus dintre cei morți? Da.
Crezi că venind în lumea noastră, Iisus Hristos a iertat tot păcatul și trecutul tău? Cred. Până când te-ai hotărât în inima ta să rămâi credincioasă Domnului? Toată viața. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Amin. Marius, înaintea lui Dumnezeu, te întreb, crezi că Domnul Iisus Hristos și-a dovedit dragostea pentru tine la cruce? Cred. Crezi că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Cred. Crezi că Domnul Iisus Hristos a murit special pentru tine? Cred. Până când vrei să fii un urmaș credincios al Domnului Iisus Hristos? Veșnic. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Toată închinarea, toată adorarea, ție-ți dăruiesc, o Domnul meu. Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic, Doamne, numai Tu ești minunat. De altfel va intra în apa botezului sora noastră Neacșu Cornelia, fiica fratelui nostru Neacșu Mihai, Domnul Dumnezeu să o binecuvinteze. Împreună cu ea va intra și sora Andreea Nițulescu, Domnul Dumnezeul cerului să-și întinde mâinile peste ei. Amin. Cuvinteze pe tânăra frumoasă Cornelia și hai să batem din palme toți. Cornelia, crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus dintre cei morți? Crezi că venind în lumea noastră, Iisus a iertat și păcatul tău? Până când te-ai hotărât în inima ta să rămâi credincioasă Domnului? Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să o binecuvânteze pe Andreea, să o aplaudăm și pe ea în numele Domnului Iisus Hristos, încurajăm gestul pe care l-a făcut astăzi. Andreea, te întreb înaintea lui Dumnezeu, crezi că prin credință în Domnul Iisus Hristos toate păcatele tale sunt iertate? Crezi că Domnul Iisus Hristos a murit la Golgota pentru tine? Crezi că Dumnezeu l-a înviat cu mare putere din morți? Până când vrei să fii credincioasă Domnului Iisus Hristos și să-L urmezi? Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. E puterea ce minuni face sângele mielului, al mielului, e puterea ce minuni face prin scump sângele lui Iisus. E puterea ce minuni face sângele mielului, al mielului. E puterea ce minuni face prin scump sângele lui Iisus. Glorie Domnului! De altfel va intra în apa botezului sora noastră Cristina Iorga, fiica fratelui nostru Maranghel Ion, Dumnezeu să o binecuvinteze, împreună cu sora noastră Mariana, Domnul Cerului să o binecuvinteze. Amin. Doamne Dumnezeule, binecuvânte pe Mariana și pe Cristina. Hai să-i aplaudăm. Vă rog frumos, vă rog frumos. Soro Mariana,
Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus dintre cei morți? Crezi că venind în lumea noastră, Iisus Hristos a iertat și păcatul tău? Până când te-ai hotărât în inima ta să rămâi credincioasă Domnului? Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Amin. Cristina, astăzi este o zi specială și unică. Această zi nu va mai fi. Dar această zi va rămâne în analele cerului. Te întreb înaintea lui Dumnezeu. Crezi că sângele Domnului Iisus Hristos a curs într-un mod special pentru tine și pentru păcatele tale? Crezi că Dumnezeu te iubește cu o iubire veșnică? Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți? Până când vrei să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos și să-i fii credincioasă? Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi, drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până în ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi, drumul tău să-l urmez în fiecare zi, până în ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici, Iisus, la dispoziția ta. Glorie Domnului! De altfel, va intra în apa botezului sora noastră Majare Vidia. Ea este mama fratelui nostru Ionuț din cor, așa cum îl cunoaștem. Domnul Dumnezeu să o binecuvinteze. Amin. Domnul să o binecuvinteze pe sora Lidia. Sora Lidia, crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți? Crezi că venind în lumea noastră, Iisus a iertat păcatul tău? Până când te-ai hotărât să rămâi credincioasă? Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Amin. În numele Lui primești alinare, în jertfa Lui primești iertare, sângele Lui te va spăla, oricât de mare ar fi vina ta. În numele Lui primești alinare, în jertfa Lui primești iertare, sângele Lui te va spăla, oricât de mare ar fi vina ta. Va intra în apa botezului Robert Bolmadâr, așa cum îl cunoaștem, este fratele nostru Remus. El este băiatul fratelui nostru Remus, barosanul, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Împreună cu el va intra Tocile Vasile. El este băiatul fratelui nostru Vasile Ferenț. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Nepotul lui Remus, fratelui nostru Remus. Domnul Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele Robert și familia lui. Hai să batem. Amin. Din palme, să aplaudim. Să-l facă Dumnezeu un bun cântăreț în slujba Lui. Amin. Și când își va pune mâinile pe corzile achitarei, să vină peste el puterea pe care a avut-o și peste robul Domnului David. Domnul să-l binecuvinteze. Frate Robert, crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?
Crezi că Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus? Cred. Crezi că venind în lumea noastră, Iisus a iertat și păcatul tău? Cred. Până când te-ai hotărât în inima ta să rămâi credincios Domnului? Veșnic. Toată viața. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Vasilică și familia lui. Vasile, te întreb înaintea lui Dumnezeu, crezi că cel mai special sânge al Domnului Iisus Hristos a curs pentru tine și pentru păcatele tale? Cred. Crezi că Domnul Iisus Hristos a murit într-un mod special pentru tine la Golgota? Cred. Crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți? Cred. Până când vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos și să fii ucenicul Lui? Toată viața. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ca nu duhos le de plescoravel, le dilea bauzaro David. E ca nu duhos le de plescoravel, dilea bauzaro David. Astăzi va împlini porunca Domnului cine va crede și se va boteza, fratele nostru Cristi Chiriac, Dumnezeu să-l binecuvinteze, împreună cu fratele nostru Ciucă Vasile, Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze, amin! Cristi, cerul este martor la ceea ce vei spune. Bărbați și femei sunt martori la ceea ce vei crede și vei rosti. În numele Domnului Iisus Hristos te întreb, crezi că Domnul Dumnezeu și-a dovedit iubirea pentru tine la Golgota? Crezi că sângele Domnului Iisus Hristos a curs spre iertarea păcatelor tale? Crezi că sângele Domnului Iisus Hristos a șters tot trecutul tău? Crezi că Dumnezeu l-a înviat din morți? Până când vrei să fii credincioși și să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos? Toată viața. Pe baza mărturisirii tale, noi te botezăm în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Cred că merită din toată inima și fratele Vasile aplauzele noastre. Vă rog frumos. Frate Vasile, te întreb în numele Domnului dacă crezi din toată inima că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Cred. Dacă crezi că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus dintre cei morți? Cred. Crezi că venind în lumea noastră, Iisus a iertat tot păcatul tău? Da. Până când te-ai hotărât în inima ta să rămâi credincios Domnului? O veșnicie. Pe baza mărturiei tale, noi te botezăm în numele Tatălui, al Fiului și Sfântului Duh. Amin. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Suntem o familie unită, suntem o familie reală, familia care iubește, familia Domnului Iisus. Ce minunat să fim dintr-o familie, familia sfinte a Domnului Iisus. Ce minunat să fim dintr-o familie, familia sfinte a Domnului Iisus.